Credincioșii români din Ungaria, dar și din Arad și Banatul Montan, au participat ieri la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Este într-adevăr o zi de bucurie, o zi de comuniune frățească între românii din Episcopia Caransebeșului și românii ortodoxi din Ungaria. Ne-am simțit foarte bine aici și preasfințitul episcop Siluan se ostenește foarte mult pentru menținerea românismului și ortodoxismului pe aceste meleaguri. Așa cum ieri am observat că și în Harghita și Covasna este foarte important să ne rugăm împreună și să fim alături unii de ceilalți în aceste zone destul de sensibile, unde românii sunt minoritari și, bineînțeles, credincioșii români ortodoxi sunt minoritari. Am avut parte astăzi aici la Catedrala Episcopală din Gyula și la Centrul Cultural Românesc, care funcționează în cadrul liceului, de o sărbătoare extraordinară, de o adevărată binecuvântare. Iar programul artistic care s-a desfășurat în cadrul celei de-a noua ediții a festivalului acesta despre care v-am spus, a umplut de bucurie sufletele credincioșilor din toate parohiile noastre, care s-au strâns din nou la Gyula, în această astăzi capitală a culturii, dar de obicei capitala spiritualității ortodoxe, în care aducem mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate evenimentele pe care reușim să le organizăm și în special pentru clipele de aleasă bucurie, cum a fost și acestea la care am fost părtași. Alături de credincioși au fost prezente și oficialități din Ungaria și România. Suntem astăzi în acest moment de sărbătoare alături de Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei la acest festival de păstrare a tradițiilor populare românești intitulat La Obâr și la Izvor. Suntem bucuroși de faptul că avem oaspeți din Banatul Montan, din județul Caraș-Severin, care ajută la această simbioză între partea spirituală și partea culturală a acestei zile. Ne bucurăm foarte mult de prezența clericilor din Biserica Ortodoxă Română din Ungaria, a multor credincioși și a etnicilor români care trăiesc aici în Ungaria. Participăm astăzi la această zi de sărbătoare, aș putea spune eu, cu ansamblu Semenicu, cu formația Semenicu, dar pentru că este o zi de sărbătoare, este ziua de duminică, am pornit în alai, îmbrăcați în frumoasele noastre costume populare, către biserică. Suntem prezenți cu ansamblul Semenicu al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin și am susținut un spectacol prin care am încercat, iată, să promovăm și cu această ocazie costumul popular național bănățean, jocurile și muzica populară bănățeană. Lung e drumul Semenicului, dar mai lung al brâului. Drumul Semenicului se gata, al brâului niciodată. Am venit cu gânduri curate și cu sufletul curat pentru a prezenta un spectacol fraților noștri din Gyula și din împrejurimi. Spectatorii au fost impresionați, spectacolul la aprecierea lor cred că a fost magnific. În final ne-am împrietenit, ne-am înfrățit și am făcut o horă împreună. După Sfânta Liturghie la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Gyula, s-a desfășurat cea de-a 19-a ediție a Festivalului de Păstrare și Promovare a Tradițiilor Populare Românești, intitulat La Obârșii, la Izvor. Ansamblul Semenicul din Reșița a prezentat un moment artistic de dansuri și cântece populare românești, iar elevii liceului au încântat publicul cu o reprezentare artistică specifică zonei. Oriunde am fi, români ne numim și de aceea județul Caraș-Severin, cu instituțiile care le are în subordine și vorbim aici de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Caraș-Severin, dar și Muzeul Regimentului de Graniță și de Etnografie din Caransebeș, alături de doi meșteri populari, vorbim de familia Ionașcu, s-au prezentat aici la Gyula pentru a aduce românilor jocul, portul și tradițiile lor din Banatul Montan. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria cu sprijinul Institutului Cultural Român din Budapesta, al Consulatului General al României la Gyula și al Consiliului Județean Caraș-Severin.